Salutare! Astăzi vreau să vă prezint cam la ce ar trebui să vă uitați când vă cumpărați un telefon second hand. Evident, astea fiind părerile mele, ca să nu fie probleme cum ai fost și pe la alții, dacă cunoașteți. Odată le enumăr, apoi le explic mai pe larg. Aici am telefonul unde am notat ideile, o să-l țin cumva aici, nu știu dacă deranjează, nu cred. Deci avem așa, uzura telefonului, anul apariției, testarea ecranului, testarea încărcării, testarea procesorului, testarea lucrurilor ce țin de orice telefon mobil, adică apeluri, mesaje, Bluetooth, etc. Verificarea componentelor și verificare e-mail. Înainte să trecem mai departe, nu uita de abonare, dar și de un like dacă o să-ți placă ceea ce o să vezi în acest clip. Înainte să le luăm pe rând toate, să le discutăm separat, trebuie să menționez că importanța e oarecum în ordine inversă. Deci începem cu lucrul cel mai puțin important și terminăm cu lucrul cel mai important. Atenție, unde nu adaug nimic, consider că este limpede ce este de făcut. 1. Uzura telefonului, e ceva evident. 2. Anul apariției este destul de important. Să vă dau și un exemplu, să dați pe un Samsung Galaxy S10 aceeași ban pe care ai dat și pe un S20. Eu nu cred că e cea mai bună alegere, asta și în cazul unui produs nou vorbind, nu doar SH. 3. Prin testarea ecranului mă refer în primul rând să nu aibă screen burning. Din experiența mea, poate să apară inclusiv la IPS-uri. Am pățit și eu pe Nokia 8. A fost cumva ceva temporar, adică a apărut la utilizare intensă, iar după ce lăsam să stea un pic, dispărea acel screen burning, acel efect de ardere a ecranului. Totuși, pe lângă asta, ar trebui să vă asigurați că redarea culorilor este corectă. Adică puteți testa asta cu un videoclip pe YouTube în format HDR, dacă suportă acest format telefonul. 4. Încărcarea este un lucru foarte important. Știu că o să pare greu de crezut, dar unei prietene, la un telefon Samsung, nu mai știu exact modelul, nu i se mai încărca bateria mai mult de 50%, iar aceasta l-a dus la un amanet din orașul meu, care, din păcate, l-a luat de bun și probabil tot de bun l-am și vândut. Deci, mare țeapă pentru ăla ce l-a cumpărat până la urmă. Pe lângă asta, ar trebui să testați și viteza de încărcare, să vedeți dacă corespunde cu cea specificată de producător. Adică dacă se zice mare încărcare rapidă la 30W și teoretic ar trebui să încarce până la 100% într-o oră. Dacă îl încărcați vreo 20 de minute, să zic de la 20%, ar trebui să aveți măcar 50% în alea 20 de minute, dacă nu chiar mai mult. 5. Procesorul se testează în programe de benchmark pentru a fi folosit la capacitate maximă. De ce? Păi să vedeți dacă intră în thermal throttling și implicit dacă scade performanța. Recomand să faceți minim 2 teste de acest gen, unul după altul, să vedeți dacă cumva scade performanța, evident prin acel punctaj, sau dacă vedeți că se încinge foarte tare. În mod normal, absolut orice telefon, după 2 testări, ar trebui să aibă rezultate foarte, foarte similare, dacă nu chiar identice, dar identice mai rar, dar foarte, foarte similare. Adică puteți testa în Geekbench, în AnTuTu, habar n-am ce programe mai sunt, chestii de genul. De preferat, programe gen AnTuTu, care solicită atât procesorul, adică CPU, cât și chipul grafic, adică GPU-ul. 6. Testarea internetului, a Wi-Fi-ului, a Bluetooth-ului, a difuzoarelor, a apelurilor, a mesajelor, etc. Cred că sunt lucruri evidente și n-are rost să le mai dezvolt. 7. Componentele practic se verifică tot în programele alea de test, de exemplu în AnTuTu, dar și în CPU-Z. Eu personal prefer AnTuTu deoarece am văzut în CPU-Z că mai are și unele greșeli la unele telefoane pe care le-am instalat. Totodată unele telefoane au și aceste specificații în setări acolo la despre telefon, dar am văzut unele telefoane de pe Wish, de exemplu, care aveau specificațiile fake acolo, adică efectiv erau scrise acele specificații, dacă nu instalai AnTuTu, CPU-Z sau orice alt program de genul, scria efectiv alte specificații, evident mult mai slabe. Și 8. E-mail-ul sau e-mail-urile le aflați tot la setări acolo, la despre telefon. Acestea trebuie să coincidă cu cele de pe cutie neapărat, dacă nu, posibil ca telefonul să fie furat sau cine știe ce probleme să aibă. Nu-l luați dacă nu coincide. Chiar dacă restul testelor dinainte sunt bune, nu luați. Adică începeți în ordine inversă, oarecum, dar nu neapărat. Adică întâi vedeți cum arată, dacă e spart sau ciobit, habar n-am zgâriat. După aia, automat, neapărat verificați e-mail-ul și după aia verificați neapărat dacă componentele coincid. Bine, dacă e-mail-ul e bun, de obicei componentele sunt bune, dar cine știe. Totodată, puteți să verificați și codul telefonului, care e un cod. O să vă las exact aici codul telefonului meu, după care puteți să-l și căutați pe net și să vedeți exact specificațiile. Așa e și cu codul acela. Puteți să luați codul de pe cutie și să-l puneți pe net să vedeți dacă coincide.
Per total, eu consider că testul ar trebui să dureze cam cel puțin o oră. Știu că e mult, dar băi, nu poți să încarci telefonul la peste 50% dacă ăla are 5%, 10% în 2 minute. N-ai cum, nu există încă încărcare atât de rapidă. Chiar tu să vezi un Mi 10 Ultra, ăla se încarcă în 20 de minute până la 100% de la zero. Ăla da, cred că termin cel puțin cu 10 minute mai repede. Deci dacă vânzătorul nu acceptă treaba asta, eu zic să zici pas. Dacă aveți voi ceva de adăugat sau obiectat la ceea ce am spus în acest clip, vă rog, faceți-o în secțiunea de comentarii, atrageți-mi atenția, zi, băi, n-ai zis bine acolo, ești tâmpit, cum să faci aia? Critica constructivă o apreciez. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, nu uitați să-mi dați un like, să lăsați un comentariu cu părerea voastră, pentru că o să mai vină videoclipuri de genul, dar și diverse review-uri la produse, dar și servicii. Chiar la un serviciu oarecum, care nu prea am văzut să fie discutat în România, pe YouTube mă refer, că poate așa între prieteni se discută, habar n-am pornit. It was at this moment that he knew. He fucked up. Eu îmi propun să ajung până la sfârșitul anului la 1000 de abonați. Putem face treaba asta? Eu sper că da. Până data viitoare, eu am fost Roman și vă doresc multă sănătate. Pa!